De la Prefectura Vâlcea au fost transmise circulare tuturor primăriilor din județ pentru instituirea serviciului de permanență pe instituție și identificarea persoanelor fără adăpost sau aflate în situații de necesitate, persoane singure fără venituri. Vreau să vă anunț că pe toate drumurile din județul Vâlcea se circulă normal, toate drumurile sunt aduse la starea inițială, atât drumurile comunale, cât și drumurile județene, cât și drumurile naționale și europeane. Am reușit cu echipele formate din cei de la CNAIR, poliție, jandarmi, ISU, RJDP și așa mai departe și le mulțumesc pe această cale tuturor pentru modul profesionist în care s-au comportat pentru a menține situația drumurilor într-o normalitate și într-adevăr, au mai fost probleme pe rețelele de alimentare cu energie electrică. Mare parte din ele s-au rezolvat, sunt remediate. Pe câteva puncte se mai lucrează, dar sper ca în următoarele ore să fie rezolvată și această problemă și cetățenii să beneficieze de toate serviciile pe care le oferă CEZ-ul, telefonia și așa mai departe. Cam care au fost acele zone în care au fost plasele? Zonele afectate au fost, în general, zonele din nord, pe zona Brezoi, pe zona Perișan, dar și o parte din localitățile din sud, respectiv Mitrofan, Sud-Est, unde problemele s-au rezolvat deja. Potrivit datelor furnizate de Salvamont Vâlcea, la peste 1400 de metri altitudine este zăpadă, stratul măsurând circa 10-15 cm, iar vântul suflă cu putere, turiștii fiind atenționați să nu se aventureze pe munte în această perioadă.